Un alt proiect de hotărâre votat de consilierii județeni la ședința din 30 septembrie este legat de reabilitarea corpului A al Casei Nevruzzi. Acest monument arhitectonic are nevoie urgentă de reparații, ținând cont de faptul că nu a mai suferit intervenții majore de ani de zile. În altă ordine de idei a fost proiectul de hotărâre 8, în care, așa cum ați văzut, Muzeul de Istorie din Roman, am avut un proiect de hotărâre pentru susținerea unui proiect de reabilitare care completează cele trei mari proiecte care deja au fost aprobate pentru Muzeul de Istorie Piatra Neamț, Casa Creangă, Calistrat Hogașul. Deci sunt proiecte care, împreună și cu colegii noștri din PNL, ar trebui să mergem în unanimitate cu votul. Proiectul de hotărâre face parte din cadrul unei inițiative al Consiliului Județean Neamț de reabilitare a mai multor obiective turistice și case memoriale din județ, printre care Casa Memorială Ion Creangă de la Humulești sau Casa Hogaș din Piatra Neamț. Corpul A al Muzeului de Istorie Roman a fost construit la jumătatea secolului al XIX-lea în stil baroc. De-a lungul timpului, clădirea a fost casă de locuit, școală de arte și meserii, orfelinat, timp în care a suferit mai multe modificări. În 1983 au fost restaurate 3 plafoane. Casa Nevruzzi adăpostește 170.000 de obiecte arheologice din epoca neolitică și medievală, din necropolele Cucuteni, de la Văleni, de la Cetatea Brad și de la Săbăoani, fiind unul dintre cele mai valoroase muzee din județul Neamț, dar și din țară.